Salutare! Astăzi facem cunoștință cu Alessia. Hello guys! Un artist tânăr, în vârstă de 17 ani, originară din București, care a decis să o ia pe acest drum, muzica, încă de acum 7 ani, călcând pentru prima oară într-un studio, în studioul lui Vanotec, alături de care a lansat numeroase piese de-a lungul carierei tale. O poveste frumoasă în care încrederea în sine și munca au jucat un rol important în clădirea propriei tale carieri muzicale. Care și când au fost primele tale inclinații înspre muzică? Deci inclinațiile mele înspre muzică au început când aveam 7 ani. Eram cu mama în mașină. Pe la drumul la radio s-o punea ea piese pe auxiliar și eu cumva știam toate piesele și ea s-a gândit: Alessia, îți place să cânti, hai să te duc la atelierul Loredana Groza. Acolo am prins gustul, mi-a plăcut foarte mult, simțeam că mă descarc cumva. Și după am fost la concertul Loredanei, Ador se numește, unde am cântat cu o grupă de copii de vârsta mea. Era un cântec foarte emoționant, dar am uitat cum se numește. O să-ți trimit dacă vrei să bagi în caption așa. O să-mi aduc eu aminte cum se numește. Când am văzut cât de tare e sentimentul să fii pe scenă și să fii înconjurat de foarte mulți oameni care au venit acolo pentru același motiv, adică pentru muzică, pentru mine cumva a fost ceva de genul, stai puțin, că chestia asta ne unește și e tare și e frumos. Când eram mică, eu am crescut cumva foarte nesigură pe vocea mea, adică nu eram sigură pe mine, credeam că nu o să ajungă foarte departe, pentru că aveam fete de vârsta mea care cântau mult mai bine și erau mult, mult mai bine pregătite și eu credeam că Vanotec o să mă refuze. I-au pus părinții mei o piesă în studio care pe mine m-a făcut să-mi pun mâna în cap. Era un cover atât de prost, dar că până la urmă a spus că am potențial și că el crede în mine, m-a luat sub aripa lui și de atunci, dacă nu era el, nu știu ce se întâmplă. El mi-a dat cumva încrederea aia pe care aveam asta, nevoie. Atât ție cât și părinților tăi. Da, clar. Mama m-a susținut de la început, dar tatăl meu cumva a avut ce nevoie de validare aia și după aceea, gata, adică a fost cel mai implicat om. Vanotec, care e unul dintre OG-ii industriei muzicale de la noi. Și la 10 ani ai făcut debutul cu prima ta piesă, Sunday. Vai, piesa aia este de copilăroasă. Personal, nu-mi place, nu mă mai reprezintă, doar că este o amintire drăguță. Tu, începând încă de foarte, foarte, foarte mică, ai renunțat la copilărie? Ai mai reușit să te bucuri de ea? Cu siguranță, da. Poate nu în aceeași măsură cum au putut alți copii. De exemplu, vara aceasta, eu nu prea am ieșit cu prietenii afară, pentru că am stat în studio și am lucrat. Nu pot să spun că îmi pare rău, pe mine mă face la fel de fericită și cumva pot să le și balancez între ele. Okay. Nu e o mare, mare problemă, doar că da, am avut momente în care a trebuit să îmi asum niște riscuri în viața mea personală pentru muzică. Și în tot acest timp, cum menționai aici mai devreme, ai avut alături pe părinții tăi care te-au sprijinit, au fost tare, tare suportiv în tot ceea ce înseamnă cariera ta muzicală, fie că vorbim de timp, emoție investită în acest sens, ori finanțare. Da, am avut foarte mult suport din partea părinților mei și mi se pare că asta este cel mai important lucru de care ai avea nevoie la vârsta asta, mai ales dacă ai o pasiune creativă. Și discografia ta este compusă la momentul actual din mai multe single-uri. Videoclipurile tale sunt tare, 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 wow, și de fiecare dată te-ai muncit, te-ai filmate unele și în străinătate, nu? Da, avem o echipă foarte drăguță. Nu cred că mi se datorează mie, se datorează echipei care e în spate și care muncește foarte mult ca să ajungă la acele rezultate. Dar ne-am dorit ce mai bine. Asta am urmărit mereu și nu o să se schimbe. Adică noi mereu încercăm să atingem calitatea aia și ca toată lumea să se bucure de muzica pe care o punem acolo și da. Și genul muzical abordat de tine în piese este? Este pop dance, însă guys, am lansat piesa Idee de iubire, este prima mea piesă în română, completa mea, pentru că am mai avut una împreună cu Coman, ținuște împreună piesa și da, nu va mai fi complet pop dance, acum ne-am schimbat puțin pe română și avem mai multe piese drăguțe și adică e așa, o mică combinație. Până acum, în afară de aceste două piese, toate erau în engleză, de ce în engleză? Pentru că mie nu mi-a plăcut limba română până acum un an. Dacă mă întrebai acum un an dacă o să scot o piesă în română, eu ziceam că nicio șansă. Adică eu nu intenționam vreodată. Celul meu era cumva să pot să fac piese în engleză ca să pot să intru în industria din afară direct, doar că am fost la câteva sesiuni, câțiva artiști mi-au cântat în română și am văzut cum scriu și am zis, ok, we can do something with that. Ne poți cânta, te rog, o secvență din piesa Idee de iubire? Da, normal. Totul e nice, imi pe toți de lângă mine, un pihai, aveam nevoie după tine, dar mai, orice idee de iubire, acum nu plânge după mine, ai face bine să nu mă suni, să nu mă deranjez, nu mă mai completez. Eu sunt aici să uit, în sfârșit fac un lucru bun. Mulțumesc tare mult! Eu! Muzica și textul a fost scrisă de către Aria. Iar producția? Producția este făcută de Flatbeat. Cum a luat naștere piesa? Am avut un camp la Universal de o săptămână și erau două sesiuni simultan în același timp și trebuia să mă plimb între ele. Și acolo am cunoscut-o și pe Aria și pe Flat. Și m-am îndrăgostit de ei ca echipă, efectiv cei mai tare. Doamne, îi iubesc și ador să lucrez cu ei. Când am avut această sesiune, eu m-am uitat la Aria și am spus, este pentru prima oară când este ora
10 seara și îmi vine să te pup efectiv de cât de tare ești și nu sunt obosită deloc și mai vreau. Chestia asta pentru mine înseamnă foarte mult pentru că mi-a plăcut atât de mult procesul de creație. A fost foarte frumos, foarte fun. Despre ce este piesa? Despre o fată care trece printr-o despărțire. Destul de amară. Însă, cumva pe parcursul piesei își dă și ea seama că este mai bine fără el. Tot mesajul este la ea către el să nu o mai sune, să nu mai contacteze, că este mai bine fără el. Mi-a plăcut piesa asta pentru că cumva am simțit că am trecut prin același lucru. Când Aria a scris-o, i-am zis, zici că mi-ai scris viața. De obicei, implicit tu în tot ceea ce înseamnă procesul creațional când vine vorba de text, linii muzicale, muzică. Da. Acela a fost primul meu camp. Aveam puține emoții. Încercam să mă împart în două studiouri și era puțin tough. Aria e și foarte bună și foarte talentată. Poate să scrie o piesă așa și nu prea ai cum să te bași. Peste produsul e atât de bun, adică rezultatul final e atât de bun. Eu am piese multe la mine pe profil pe care le-am scris eu, gen complet. Da, mă implic cât se poate de mult. Adică unde simt că aș putea să-i dau un flavor care să mă reprezinte mai tare, o fac fără nicio problemă. Și de obicei cum eu naștere piesele? Ai un anumit ritual? Îți place să fii singură în momentul în care scrii? Ai, din nou, intimitatea ta sau? Să știi că nu prea scriu singură, pentru că eu cu singură nu pot să gândesc deep. Adică eu pot să am idei în mașină, când sunt cu foarte mulți oameni în jurul meu, când sunt în locuri aglomerate. E foarte ciudat. Doar că asta mi se întâmplă mie. Nu pot să scriu acasă la mine în pat. Este ultimul lucru pe care pot să-l fac. De obicei se întâmplă în studio. Adică ne întâlnim, împărtășim idei, ne mai uităm pe la piese, ne mai inspirăm de la unul de la altul. Pur și simplu din vibe. Adică uite, ce vrem să oferim? Uite, îmi place piesa asta, cum se simte. Aș vrea să facem ceva azi care mă face să mă simt la fel. Ceva de genul ăsta. Și cumva se nasc destul de ușor. Adică it's fun. Și de obicei din ce? De unde ți-ai inspirație? O întrebare clișee, că de altfel, dar... Da, doar că e mișto întrebarea. Pentru versurile mele, mi-au inspirat din viața de zi cu zi. Ce mi se întâmplă mie sau ce văd că li se întâmplă altor oameni din jurul meu? Asta pentru versuri. Pentru producție mai am momente când, de exemplu, eu mă inspir din minimale și mă duc la un producer și zic, uite, vezi instrumentul ăla din minimala aia? Mie îmi place și îl vreau. Sau piese mai techno, mai așa, pentru că cumva mie îmi place să combin elemente din anumite tipuri de muzică, doar așa, că e mai fun și cumva îi dă un gust mai creativ. Iar pentru linie, linia pur și simplu îți vine, adică nu știu ce să-ți spun. Adică mă gândesc că cumva și muzica pe care asculti influențează cumva procesul creativ. Ce muzică asculti? Ce artiști te inspiră? Ascult foarte mult techno, adică foarte multă muzică electronică. Ascult trap, rap, hip-hop, R&B, de fapt tot. Cea mai mare inspirația mea, crazy, dar este Bob Marley, pentru că mie îmi place foarte mult cum a reușit să transmită niște mesaje de frumoase, cumva să fie un simbol al iubirii între oameni, ca comunități și ca populații și ca tot. Okay. Da. Și de obicei, care este subiectul abordat în piesele tale? Care este la emotivul despre cine cânti? Este ori de iubire, adică despărțire. Nu am scris, cred că, niciodată despre o iubire adevărată sau ceva. Am fost mai plângăcioasă, așa, nu atât de iubitoare. Am foarte multe piese despre self-love, adică poate nu se observă. Am o piesă Love Me, care toată lumea crede că eu îndemn lumea să mă iubească, doar că eu mă îndemn pe mine, cumva, e un manifestation, să zic așa. Darling este despre self-love și idee de iubire, cumva, pentru că ai grijă de tine, nu îi mai răspunzi la telefon, which is great. Da, multe piese sunt despre self-love. Și ce reprezintă muzica în viața ta la momentul actual? Mie place să zic că muzica este prima mea limbă. Eu sunt aici în corp și suflet, zic așa, doar că muzica sunt eu. Nu m-aș imagina făcând altceva, nimic nu mă bucură la fel de mult, totul se leagă cumva, știi, pentru mine, nu are sens nimic altceva. Și unde vrei să te vezi în câțiva ani? Mi-ar plăcea foarte mult, în primul rând, să merg la facultate în afară. Mă pregătesc pentru asta de un an și încă o fac foarte intensiv. Facultate de? Muzică, clar. Poate nu direct pe vocal și m-aș duce pe poate alt branch, adică poate producing sau songwriting sau ce mai au ei de oferit. Mi-ar plăcea foarte tare să scriu, să ajung să scriu pentru niște artiști mult mai mari din alte țări și așa. Mi-ar plăcea să cunosc mai multe culturi în muzică și cu siguranță o să continui să fac muzică și să mă vedeți în continuare și eu să terorizez pe toată lumea cu piese noi. Ok. Păi îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu și îți urez mult succes în continuare. Mulțumesc și eu că m-ai invitat!